Un român de 33 de ani, care locuia în Germania, a fost găsit mort într-un camion compactor de gunoi, într-un incident tragic petrecut pe 16 octombrie în Bremen. Identitatea bărbatului a fost confirmată abia acum, la două săptămâni după eveniment, potrivit cercetărilor inițiale efectuate de poliție. Se pare că românul ar fi adormit în containerul pentru reciclarea hârtiei. În dimineața zilei fatidice, containerul a fost golit într-un camion compactor. Când s-a trezit, bărbatul a început să ceară ajutor, dar din păcate, zgomotele sale nu au fost auzite la timp. Lucrătorii care colectau gunoiul au observat sunete neobișnuite venind din interiorul camerei de compresie și au alertat imediat pompierii. Cu toate acestea, când echipa de intervenție a reușit să deschidă cuva camionului, bărbatul era deja decedat. Manșele de resuscitare aplicate de către paramedici nu au avut succes, iar medicii au declarat decesul. Poliția a confirmat că nu există indicii de crimă în acest caz, iar cercetările sugerează că a fost un accident tragic. Această întâmplare subliniază riscurile și nefericitele circumstanțe care pot apărea în viața de zi cu zi, afectând profund comunitatea locală și familia victimei.